Am revenit. Avem în studio alături de noi pe Teodora, Cristina Mot sau Tea. Da. Bine ai venit. Bună ziua, mulțumesc. Bine v-am găsit. Tea este creatoare de modă, are propriul ei atelier și, așa cum am spus, și pe ea putem să o întâlnim la Târgul Harababura, să-i vedem creațiile, poate chiar să o întrebăm mai multe detalii despre fiecare în parte sau să cumpărăm ceva dacă ne place. Am să o rog pe Tea să ne povestească un pic, pentru că înainte cu Delia am vorbit despre moda aceasta sustenabilă, despre cum să ne facem alegerile mai bine atunci când cumpărăm ceva și haine. Și la haine ne refeream. Poți să ne spui care este punctul tău de vedere ca și creator de modă? Persoanele din ziua de astăzi își iau, merg la mall, își cumpără haine poate care nu au nevoie de ele, la prețuri foarte mici și în loc să vină la un atelier unde poate să-și facă produse pe comandă din materiale de calitate, care nu se distrug la 2-3 spălări, din păcate foarte puțini merg pe varianta asta. De ce crezi asta? Scuze-mă. De ce crezi că din cauza că a rămas în memoria colectivă că dacă mergi la un croitor, cum se spunea înainte, este un produs foarte scump? Nu trebuie să fie neapărat foarte scump. Produsul poate să varieze, prețul produsului poate să varieze și în funcție de materialul și calitatea, care poate să o aleagă clientul. Poate să fie ieftin, într-adevăr, cu materiale mai ieftine, dar poate să-i crească în funcție de bugetul fiecăruia. Nu văd o problemă, doar că el probabil că vrea produsul atunci, pe loc. Și este mult în mai schimb, la un atelier, într-adevăr, durează 2-3 zile sau poate chiar mai mult în funcție de complexitate. Deci și faptul că trăim într-o grabă permanentă, exact, da, ne face să luăm alegeri mai grăbite. Ei preferă mai mult când au ceva pe comandă, când au un eveniment mai deosebit, să nu arate, să nu se întâmple să aibă aceeași roche care a luat-o din același magazin cu altcineva. Atunci, într-adevăr, vin să-și facă pe comandă. Creațiile pe care tu le concepi, în general, pentru comandă, sunt de cele mai multe ori pentru evenimente? Da și nu. Creez și pentru evenimente, dar creez și pentru târguri, în care lumea vine, mă cunoaște, creez o relație cu ei, iar apoi eu îi câștig ca și clienți. Tu ești o absolventă a unei facultăți de profil. De unde a venit ideea asta ca tu să mergi spre această meserie de acșață până la urmă? Ai știut din totdeauna că asta vrei să faci? Da. Cred că am moștenit de la bunica, pentru că mama mea nu are nici o îndemânare. De mică, desenam tot felul de chestii ce-mi veneam mie. Încă mai am caietele pe care le făceam. Într-adevăr, am început cu alte școli de alt profil, dar apoi mi-am dat seama și părinții mei și-au dat seama că nu e aia direcția și am pornit de la liceu, facultate, master și chiar și cursuri de tipare apoi, de specialitate. Ce te inspiră cel mai mult atunci când creezi? Mai multe chestii. Nu e o chestie neapărat un singur lucru ce te inspiră. Poate să vină din orice inspirație. Păi, de exemplu, dacă vine eu la tine să-mi faci o rochie. În primul rând mă uit la persoană. Ce ar avantaja-o? Ce mă sfătui cu ea? Ce ar dori exact? Care e visul ei? Cum se vede? Și apoi schițăm o idee sau se întâmplă clienta să vină cu ideea ei. De preferabil încerc cumva să nu merg chiar pe ideea ei, dar uneori clienții sunt fixi. Ca la arhitect, așa. Exact. Dar dacă nu le stă bine, atunci le propun și alte variante. Unii sunt deschiși și la idee, unii nu. Iar pentru târguri? Cum îți... La târguri e mai plăcut să merg cu... Exact, crești ce-mi place mie. Nu mă duc cu produse foarte scumpe, pentru că lumea nu vine neapărat să cumpere rochii de nu știu câte sute de lei. Poate acolo târguri vând cumva produse de toată ziua. Fuste, rochii care le poate purta la birou sau o ieșire în oraș cu fetele. Iar atunci când mergi la un târg, mergi cu o colecție în sine sau mai multe
articole din colecții diferite sau lucrezi în felul acesta? Lansezi câte o colecție pe sezon? Care e stilul în asta care lucrezi? Asta ar fi cel mai ok, să lansezi o colecție pe sezon, dar dacă nu am timp, atunci creez serii mai micuțe sau reproduc o serie care, modificând-o un pic, care a mers foarte bine. Cel mai bine, într-adevăr, să lucrez pe colecții, dar uneori nu este timpul. Eu lucrez singură, nu am niciun ajutor, atunci, dacă am foarte multe comenzi, nu mai am timp să creez o colecție întreagă. Deci, practic, tu ești și cea care are ideea, ești și mâna exact. Care le coase. De la schiță până la produsul finit, da. Foarte frumos. Deci sunt ca niște copilași aceste exact, haine da. La sfârșit. Eu am înțeles o chestiune din ce a spus antivorbetoarea ta și ce spui tu, că voi sunteți, de fapt, dușmanii numărul unu ai comercial, cum să-i zic, al produselor comerciale din ziua de astăzi. Deci voi de fapt vreți al consumului. Voi de fapt vreți să faceți ceea ce era cândva în Timișoara, acele ateliere de meșteșugari în diverse profile. Cred că voi este foarte greu din toate punctele de vedere. În special, clientela este foarte dificilă, presupun în ziua de astăzi. Dar așa, în general, cam ce fel de oameni ca vârstă îți trec pragul la atelier? Mi-a trecut de la liceu, fete de liceu, până la femei care au ieșit deja la pensie. Deci nu am un target anume. Creez pentru fiecare tip de persoană care vine. Mă mulez după ce dorește ea. Vin și bărbați? Crezi și pentru bărbați? Nu, deocamdată pentru bărbați nu m-am axat. Am avut niște propuneri, dar am zis că momentan nu. O să încerc să studiez un pic mai mult și pe partea de bărbați, că este un pic diferit pentru la tipar, la construcția tiparului. La croi, mă exact, la croi, acolo e un pic diferit. Momentan rămân doar pentru femei, da. Îți aduci aminte care a fost primul produs pe care l-ai făcut tu? Prima haină, la nivel profesional. La nivel profesional? Da. Cred că a fost după ce am realizat cursul de tipare și croitorie. Înainte nu știam să fac un tipar. Lucram după ce vedeam pe internet sau copiam cumva o altă haină, o desfăceam. Am avut o colecție în care n-am fost nevoie de tipar, am făcut cu tricotaje, a fost colecția mea de disertație. Acolo n-am avut tipar că m-am jucat eu cu materialul, cu tricotul, cum am vrut. Într-adevăr, după ce am făcut cursul, am știut să creez un produs cap finit cum trebuie. Nu cum am crezut eu sau cum finisajele au fost cum trebuie. Și care a fost acest produs? Am fost chiar la cursul de tipare. A fost o roche de ocazie pentru o fostă cunoștință de-a mea, o fostă colegă mai mică. Putem să urmărim în timp ce ea ne povestește mai departe despre colecțiile ei și hainele ei, câteva materiale, să ne facem o idee mai clară despre stilul ei. Și aș vrea să ne spui, Tea, referitor la colecția aceasta cu tricotaje, da? Ce anume te-a determinat să te duci în această direcție? Putem vedea chiar acum. Da, aceasta este colecția Criss Cross, ce am realizat-o la master. M-am înscris la master cu altă colecție, dar pe parcurs mi-am dat seama că nu este direcția pe care vreau să o urmez și a fost un impuls de moment care am zis vreau să schimb totul și am început să creez. Nu știu, a fost așa o inspirație care am avut-o pe moment. Și vrei să spui că toate astea au fost făcute de făcute manual, tale? Într-adevăr, au fost făcute manual cu ajutorul bunicii. Bunica, v-am zis, are talentul de creație și a fost un ajutor foarte mare. Mi se pare foarte frumos că lucrați împreună. Și acum mă mai ajută cu mici detalii de floricele tricotate pe care eu le aplic pe rochii sau pe haine. Ea e mai migoloasă. Da, îi place. Îi place când îi dau de lucru, se plictisește acasă și atunci se și bucură că îi dau. Și nu să-ți iei pe cineva care să învețe de la bunica chestiunile astea așa? Nu prea mai e nimeni care mai tricotează sau croșetează decât femei în vârstă, într-adevăr.
Foarte interesant. Mai am o întrebare legată de materiale. De unde ții materialele? Stofele, toate astea? De la depozite din Timișoara, de pe internet, de pe alte site-uri sau chiar din străinătate. Depinde ce doresc și ce caut, îmi găsesc furnizorul. Nu știu dacă, cu siguranță, cred că știi că Timișoara a avut o industrie în ceea ce înseamnă industria ușoară, cum se spunea, dar în timp s-a pierdut, știm foarte bine și nimic nu a înlocuit. Iar comunitatea voastră de creatori, de oameni care creează vestimentație, atât pentru femei cât și pentru bărbați, cam cât mai sunt de spun Timișoara? Știți de voi, comunicați între voi sau e o dușmănie din asta să nu-mi vezi mie... O competiție. O competiție, nu, dușmănie să zicea la sat, că n-avea voie să-i fur modelul de la X, să-l pui la Y, pentru că era o problemă. Știu că în perioada când eram mai micut la sat, se numea ortăcie, când aveau același model de rochi și ieșau. Era exact ca o prezentare de modă în care toată lumea se uitau unii la alții, puneau mâinile să facă, ce croi, aici e greșit, aici nu e bun, aici nu știu ce. Cât sunteți, de fapt, în Timișoara? Nu suntem foarte mulți, cred că pot să-i număr pe mână. Ne știm, cred că toți între noi. Eu zic că nu, fiecare are stilul ei, fiecare are clienții ei, nu trebuie să ne batem între noi sau așa, pentru că clientul alege singur pe cine dorește și nu, eu nu zic că nu e o competiție. Fiecare persoană își găsește stilul și atunci își caută designerul care îl vede cum creează, vede ce creează și știe că ăla este persoana care putea să realizeze ceva pentru el. Ai putea să-ți definești stilul propriu? Cred că se vede și din colecții și din produse. Îmi plac chestiile drăguțe, poate chiar cu floricele. Îmi place să combin materialele foarte mult, cele cu tricotaje și cu materiale și cu stofe. În principiu, iarna pot să fac combinații de tricotaje cu alte materiale. Și vara merg pe materiale ușoare, pe fluide, cu tot felul de imprimeuri drăguțe. Depinde, eu merg la materiale, văd ce materiale îmi plac și de acolo mă inspir la o colecție. Nu mă gândesc neapărat la o colecție înainte și după aia caut materiale. Depinde cum, ce stare am în momentul respectiv. Am văzut și câteva imagini cu vestimentație mai inedită din colecția ta sau din... Cred că a fost chiar lucrarea ta de la licență, cele aceste cu călăria. Cu călăria, cu echitația. Ce te-a inspirat să faci aceste haine? La facultate am fost la foarte multe prezentări și am urmărit foarte multe colecții în fiecare an. Cam toate mergeau pe aceleași stil, cu rochii de seară sau cu corsete și am zis că n-aș vrea să fac o colecție care să fie ca în fiecare an. S-a părut interesant să încerc altceva, o colecție androgină și am încercat să realizez ceva frumos. Ce se întâmplă cu aceste ținute mai îndrăznețe pe care le pregătești poate pentru târguri, defilări și așa mai departe? Își găsesc acestea cumpărători sau nu, nici măcar nu-ți dorești ca acestea să-și găsească? Unele își găsesc, unele nu. Depinde cât e de complicată și de diferită ținută. Iar o ținută care este destul de greu de purtat, de exemplu cele cu tricotaje, eu le pot adapta a fi purtate la un eveniment sau chiar de zi. De obicei, colecțiile pe care le-am realizat la facultate și la master nu au fost gândite să fie purtate apoi. Au fost făcute clar pentru scenă. Dar, spre surprinderea mea, unele chiar au avut cerere și s-au vândut foarte bine și am trebuit să le reproduc. Interesant. Care sunt produsele care tu le faci? Fustă, ai spus, rochii? Orice fac. De la fustă la rochii, paltoane, rochii de mireasă, orice de femeie. Referitor la modelele lucrate manual, la cum se zice? La tricotaj. La tricotaj, dar de unde îți vin modelele respective? Modelele de tricotaj? Absolut, da. Aici m-a ajutat foarte mult bunica. Ea mi-a făcut niște mostre mici, cu tot felul de modele, pe care apoi eu mie le-am ales și am creat produsul.
Iar la broderii vine ea cu ideile sau... La broderii nu. Broderiile te referi cele care le aplică pe rochii sau... Da, poate cele cu floricele la care ai spus că ea lucrează. A, la, florile sunt croșetate. Okay. Da, are o carte în care eu, din care ea ia modelele, eu îi duc material, o las pe ea să se joace cum dorește și apoi eu, în funcție de ce doresc, mă joc eu cu ele mai departe. Cam cât durează tot procesul de la idee până la versiunea finită, finala unei rochii, să spunem una elegantă, de seară, poate chiar de mireasă? De mireasă durează mai mult, pentru că contează foarte mult ce are pe ea. Dacă este o roche care nu are o dantelă, nu durează așa de mult procesul, dar dacă are o dantelă care trebuie decupată și apoi cusută, aplicată și cusută manual, e un proces destul de lung. Și atunci și costul ei este destul de mare. Poate să dureze și 3 săptămâni. 4 costul săptămâni. Ca și timp, da. Cât de important este să mergi la târgurile astea de modă? Sau cât de important este ca el să existe pentru este voi? Este foarte important, că este o altă modalitate de a te promova, de a vedea omul exact pe viu ce faci, să vadă stilul, calitatea, probează, vede dacă îi se potrivește și e o modalitate foarte bună de promovare. Cei de la Camera de Comerț și Industrie v-au invitat la un târg de-al lor, da, din Ustrăușoara? Da, am fost invitată, dar acolo în mare parte sunt... Fabrici, exact, care au o cantitate foarte mare de produse, iar un atelier care poate să-și expună 2-3 standuri este cumva invizibil. Și prețurile sunt foarte mici ale lor, în funcție față de prețurile pe care eu le am. Atunci doar dacă oamenii doresc ceva mai special. Exact, prefer un târg unde e mai intim, cumva, mai personal. Am fost și la târguri din astea de genul, dar nu am simțit că e o variantă bună pentru mine. Cele care sunt specifice pentru design, pentru handmade, sunt cele mai bune. Te gândești acum la următoare colecție sau ai vreo idee pentru următoarea lansare? Am deja o colecție în minte pe care vreau să o fac în colaborare cu o prietenă de-a mea. Ea pictează pe tricouri și va fi o colecție realizată de mine și apoi pictată manual de ea. O colecție de vară. Și care este tema principală pe care îmi dorești să o abordezi? E din nou încă, o temă mai florală? Încă e, sau? În principiu, da, cu temă florală, dar încă nu ne-am gândit. Sunt doar niște idei puse pe foaie pe care încă nu le-am stabilit foarte bine. Am observat că de multe ori te atrage tema aceasta a naturii, da. Inclusiv atunci când te joci cu formele, cu volumele, sau cu texturile. Sunt lucruri pe care le găsim și în natură. Intenționat faci lucrurile acestea ca să, nu știu, îmi trimiți un mesaj sau pur și simplu te inspiră natura? Natura e foarte variată și pentru mine e o inspirație foarte bună, pentru că orice element care îl putem găsi în natură, eu pot să-l aplic în vestimentație. Îmi place. Asta e o chestie care, nu știu, așa am simțit-o și încă o simt, că natura ne oferă foarte multe informații de care trebuie să ne folosim de ea. Dă-ne un sfat pentru cum să ne îmbrăcăm mai bine, cum să ne îmbrăcăm mai atent, mai conștient. Cred că e foarte important să ne găsim stilul fiecare. Nu trebuie să ne lăsăm influențați neapărat de ce se poartă, pentru că ce se poartă acum nu stă bine la toată lumea. Și atunci trebuie să, dacă nu ne pricepem, să cerem un sfat de la o persoană care se pricepe, care e în domeniu, să fie ajutat cu mici tricuri și apoi pe care tu să le aplici mai departe. Asta e părerea mea, chiar dacă moda se schimbă, în fiecare an vin tendințe, dar nu trebuie neapărat să le respectăm 100%. Trebuie să, eventual, să luăm niște elemente de acolo și să le aplicăm în stilul nostru. Pentru că, într-adevăr, anumite haine pe anumite stiluri de, sau forme ale corpului exact, nu se potrivesc. Da, nici culori, nici lungimi și forme. Atunci e bine să avem o astfel de conversație cu un expert între ale modei sau în creație vestimentare despre ce ni s-ar potrivi.
Da, eu cred că e cel mai bun. Dacă nu crezi că nu-ți găsești tu stilul, dacă ai un stil propriu, chiar dacă poate nu ți se potrivește neapărat, dar tu te simți bine în el, eu cred că asta e mai important. Să simți bine în hainele tale și în corpul tău. Cred că este inevitabil ideea de a da sfaturi dacă noi, cei care încercăm să facem ceva pentru ca să revigorăm aceste meserii, că de fapt este o meserie, cum ai spus, că sunt foarte exact, puțini da. Care se mai îndreaptă spre astfel de lucruri de a face, de lucru manual. Cred că în momentul când deschizi ușa unui astfel de atelier, ești întâmpinat și cu sfaturi. Cred că nu cred că ai refuzat vreun sfat a unei cliente în acest sens. Poate împotrivă. Niciodată, exact. Toate sfaturile tot timpul sunt binevenite pentru că eu nu consider că știu tot și tot timpul trebuie să învățăm și de la alții. Că alții poate știu mai bine decât noi. Și în același timp și tu, la rândul tău, exact. Poți să dai sfaturi dacă clientele îți cer acest exact. Lucru. Cu drag ofer și eu sfaturi clientelor mele. Prezentările de haine pe care le faceți, unde au loc aceste prezentări? Pentru că în ultimul timp, în Timișoara, n-am mai văzut un eveniment de scară mare, cum erau pe vremuri, să zicem că era organizată o paradă de modă, nu știu unde, într-un spațiu frumos făcut. În ziua de astăzi, unde se întâmplă aceste parade de modă? Oamenii, poate că sunt oameni, femei. care ar vrea să vină în Timișoara este chiar de Timișoara Fashion Week care se ține în fiecare an. Acum cred deci că doar de 2 sunt. Ani, da, doar anual. Și festivalele care se țin festivalele de studenți iarăși, doar anual. Fiecare an se ține Timișoara Fashion Week în fiecare an, exact. Nu sunt festivale care se țin de 2 ori pe an. Sau pe sezoane. Ar fi frumos să fie și pe sezoane, nu? La noi încă nu e. Dincolo, într-adevăr, așa este. E primăvară, vară, toamnă, iarnă. La noi încă nu. Noi e o dată pe an un festival anume, o dată pe an are evenimentul. Ce e după părerea ta, am avut discuția asta și cu Delia și sunt curioasă, ce e după părerea ta îmbrăcămintea vintage? Îmbrăcămintea care a ieșit cumva din modă, a fost acum ceva timp, chiar de la magazinele second hand, dar cumva ea revine în modă și poate să fie adaptată. Deci sunt haine mai vechi. Și asta și poți crea chiar haine vintage, modele vintage de actualitate. Depinde de croi, depinde de idee, dar se poate. Tu ce preferi, vintage sau clasic? Mai mult spre vintage, dar și clasic. Sunt elemente care îmi plac și din vintage și din clasic. Care e diferența între astea două? Croiul. Puteți spune câte ceva? La cele vintage e un croi mai, poate mai lung, mai drept. Sunt fustele peste genunchi, largi, făcute pe cerc întreg sau semicerc. Ce înseamnă pe cerc întreg sau pe semicerc? E o expresie la croitul fustei, de exemplu. E o fustă care e, de fapt, un cerc tăiat și în mijloc ai talia, e pe cerc întreg, e foarte larg. Asta e ideea. E o fustă foarte lărguță, care coboară peste genunchi. Imprimeurile, iar, poate să ducă spre vintage dacă ai un imprimeu cu buline, pe vremuri se purtau cu buline sau dantelă finuță. Cele actuale îs mai prețioase, cumva. Se folosește foarte multă dantelă, poate cu un decolteu mai adânc. Pe vremuri nu se purtau chiar așa decoltee foarte adânci. Sau poate materiale mai lucioase, mai scurtoare, exact. Care să tragă atenția, mai mulate pe corp. Da, da. Exact. Și acum eu, în calitate de observator, am văzut că nu se mai poartă pălăriile la femei. De ce? Da, dar a fost o perioadă, chiar anul trecut sau acum 2 ani, când s-a purtat. Poate că nu la toată lumea îi place și nu-i stă bine. Sau din cauza că bate vântul prea tare? Nu. Mie, de exemplu, mi-ar plăcea să port, dar simt că nu-mi stă bine pe cap. Simt că o pierd cumva, nu o simt stabilă pe cap. Și atunci
am încercat, mi-a s-a părut că îmi stă bine, dar nu... Și poate că nu-și găsești stilul în pălărie, pentru că s-atea stiluri de pălărie și nu s-au regăsit în ele. Știu că pe vremuri, de fapt, pălăriile se purtau și din motivul acesta de a-ți... pentru femei, de a-ți păstra umbră în jurul feței, să nu te bronzezi care cumva. Pentru că pielea albă era un semn de bunăstare, de frumusețe. Și... cu timpul, evident că aceste noțiuni s-au pierdut. Da. Asta și... e diferit, trebuie să fii cât mai bronzat în ziua de astăzi. Dacă nu ești bronzat, nu ai valoare. Deci pălăriile și-au pierdut și ele din acum, folosință. E considerat un element, un accesoriu, pălăria. Care e culoarea care domină în creațiile tale? Nu cred că am o culoare care domină. Depinde ce mă inspiră. Mie îmi place negru. Mie mi se pare că negru merge la absolut oricine. E o culoare elegantă. Culoare. Negru nu e o culoare, e o non-culoare, dar e o culoare care o avantajează pe oricine. Albul, de exemplu, nu neapărat. De ce? Mie albul, de ce? Albul poate să schimbe foarte multe la corp. Dacă ești o persoană cu tenul deschis ca mine, albul cumva te face ștearsă. O persoană bronzată se potrivește foarte bine o rochie sau ceva, o ținută pe alt. Exact. Contează foarte mult ce ten ai, ce culoare ai la păr, cum te machiezi și în funcție de asta poți să-ți alegi și culoarea ținutei. Dar negru e de notă eleganță. Îți aduce aminte care a fost rochia la care ai lucrat cel mai mult? Da, chiar anul trecut la o rochie de mireasă în care am lucrat foarte mult. Nu știu să vă spun exact ca timp, că am lucrat în paralel și alte produse, dar m-au durut degetele, pentru că am avut o dantelă foarte prețioasă de cupat. A fost chiar și în imagini. Și apoi cusută, cu sus, până jos, fiecare frunzuliță cusută individual și deja nu mai simțeam degetele. Dar a fost o plăcere. Îmi place să lucrez cu detalii și atunci am uitat toată durerea. Cine nu ar putea niciodată, adică nu niciodată, să nu spunem asta, dar pe cine nu ai sfătui să se apuce de o carieră în industria modei, în fashion design? Nu vreau să... Eu cred că trebuie să ai inclinație. Dacă nu ai inclinație, poți să înveți să faci croitorie, poți să înveți să coși, să creezi, cred că e un pic mai greu. Cred că asta e partea care nu prea poți să o înveți. Poți, pentru dacă că... nu ești o persoană minuțioasă, să da, cum mergi să nu? Pe această parte? Da, asta ține, pentru că dacă nu ești o persoană minuțioasă, poți să creezi produse care nu țin neapărat de detalii. Mm-hmm. Dar dacă nu ai inclinația asta spre creație, e foarte greu. Vei face lucruri care nu spun nimic. E doar o rochie simplă, dar tu când îi aplici ceva și fii cu un detaliu deosebit, atunci o scoți în evidență. Cum descrii tu elegantul? Ce e acela elegant? Când e o femeie elegantă? Cred că când se respectă pe ea, când se simte bine în pielea ei și rochia pe care o poartă sau pantalonul, depinde ce are pe ea, o scoate în evidență. Mai mult decât să fie produsul scos în evidență. Mai dă-ne niște sfaturi legate de cum să ne îmbrăcăm. Știm că liniile sunt tot timpul cauzatoare de probleme dacă nu știm cum să le purtăm. Spune-ne cum da, cum nu. Într-adevăr, liniile, dacă sunt pe orizontală, îngrașă. Dacă sunt subțiri sau groase, iară contează foarte mult, dar poți face o rochie cu linii pe verticală sau dacă ești o persoană mai plinuță și vrei neapărat ceva cu două culori care să plece de sus până jos, poți opta pe partea din exterior să vii cu o culoare închisă și partea de pe interior să vii cu o culoare deschisă. Deci e importantă stratificarea aceasta, pe interior să fie mai deschis și pe exterior un pic mai închis. Da, dar contează mult persoana. Dacă e o persoană subțire, poți să pui orice linii pe ea, în orice părți. Că-i va sta bine. Deci orizontale poate să pună. Da. Chiar e indicat. Da.
Și hainele largi, ce părere avem despre ele? Putem să le purtăm chiar dacă suntem mai slăbuțe? Hainele largi cred că merg și la persoane slăbuțe și la persoane mai plinuțe. La persoanele plinuțe ascunde. La persoanele slăbuțe nu ascunde nimica, dar ele arată bine oricum, indiferent ce poartă. Ce părere ai despre hainele largi ca și ținute elegante? Putem face acest lucru? Da, eu cred că se poate. Depinde ce fel de haine poate să fie. Dar poate să fie o haină, să spun, o haină în croi drept sau un A, care nu este pe corp, dar dacă o accesorizez cu ceva frumos, ori un detaliu pe ea, ori un accesoriu, un colier sau un cercel, poți. Și nu este neapărat nevoie să subliniem talia sau... Nu e nevoie neapărat. Cum simți un material care se șifonează și unul care nu se șifonează? Materialul care se șifonează clar are compoziție mai naturală. Nu e un material foarte complicat pentru că se șifonează instant. Degeaba îl calci și îl porți după 5 minute, nici 5 minute este tot adunat și face cucute. Cele care nu se șifonează conțin foarte mult poliester. Sunt mai proaste, cumva să spun. Mai sunt stofe din produse naturale, 100%? Da, mai sunt, dar lumea nu prea preferă din lână, pentru că este alergică, înțeapă, dar poți face un produs din lână natural și vii cu o căptușeală pe dedesubt și atunci nu-l simte direct pe piele. Ca la produsele tip sacou sau la palton, ce este important în definirea unui croi? De exemplu, la o domnișoară sau la o doamnă, ce e important? Umerii, talia? Care sunt modelele care le practici tu? Pentru că din ceea ce am văzut și din ceea ce am citit, erau perioade și perioade când se purta fie pe talie, fie când era produsul era drept. Depinde. Fac și sacouri sau paltoane pe talie, fac și largi, pentru că cum ziceam, moda se schimbă. Anul trecut chiar au fost paltoanele largi, care să nu scoată nimic în evidență. Anul viitor, probabil, sau anul ăsta o să fie pe corp. Nu contează. Poți să produci, să faci, să creezi și modele drepte, și modele pe corp, și mai largi. Ce înseamnă ținută business? O ținută elegantă, dar... pe care poți să o porți, într-adevăr, la birou sau la un eveniment mai, nu chiar așa, foarte fashion. Poate să conțină sacou sau nu, poate să conțină pantalon sau nu și nu trebuie neapărat să fie alb și negru. E orice culoare, poate să fie chiar și roz, albastru. Și culori stridente? Da, bineînțeles. Nu trebuie să ne îmbrăcăm doar în alb sau doar în negru sau combinație de alb cu negru. Putem combina două culori, de preferabil două culori care merg între ele. Când putem... E o regulă care spune că în mod normal trei culori e cel mai bine să porți și nu mai multe sau te poți juca cu lucrurile acestea? Cred că te poți juca chiar cu mai multe culori dacă sunt culori care... Nu sunt neapărat toate stridente și atunci poate găsești culori care sunt în aceeași gamă, mai multe culori, să zic, din gama albastru și atunci poți să vii cu albastru mai puternic, albastru mai puțin și mai spre deschis și atunci eventual mai combin cu un galben, tot așa un galben mai pal, depinde cum combin culorile, dar poți să pui și mai multe culori, bineînțeles. Cum crezi tu că se dă ora exactă în modă? Vine un creator mare și... vine cu un produs și noi trebuie să-l adoptăm imediat. E normal lucrul ăsta? Nu știu dacă e normal. Așa se întâmplă, într-adevăr. Mari creatori de dincolo dau tendința. Dar eu cred că e un lucru bun. Avem tot felul de designer foarte bun, cu colecții foarte frumoase.
pe care ne ajută să ne inspirăm și noi și cumva ei dau tendința. Pentru că dacă nu ar da tendința ei, nu știu unde ne-am duce cu moda. Nu ar fi un fel de unitate, poate, sau nu ar fi o direcție. Exact, exact. Și faptul că ei ne dau tendințele, care au experiență foarte mare în domeniul de atâția ani, eu cred că e un lucru foarte bun. Urmezi tendințele atunci când creezi? Da și nu. Uneori da, pentru că se cere, dar sunt cliente care doresc rochii cu modele care probabil nu se mai poartă. Dar eu când creez, când creez ce îmi place mie, urmăresc tendințele, da. Urmăresc detalii din tendințe care mi se pare că se potrivește și merg bine, pentru că trebuie să ținem pasul cu moda. Și trebuie să ținem pasul cu tot ce se întâmplă în fiecare zi. Asta este foarte important și în același timp să ținem minte să rămânem în pielea noastră, cum ne simțim bine, cu stilul nostru propriu, să ne găsim stilul. Mulțumim pentru că ne-ai dat toate aceste informații din interior, practic, de pe partea cealaltă. Și ne-ai răspuns la câteva curiozități despre cum să ne îmbrăcăm mai bine. Te mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu drag. Ne vedem la târg. Mă aștept, da. Și la o colecție, când îți prezinți o colecție, ar fi da, interesant. Sper că acum în vară să reușesc să termin colecția care mi-am propus-o cu prietena mea și atunci o să pot să o prezint. Multă baftă. Mulțumesc. Și mult spor. Mulțumesc. Să vedem acum un material în care putem urmări creațiile Teodorei.
Teodora Moț din Timișoara și colecția Snowflake.